Salut, sunt șeful Nintrescu, bine ai venit în bucătăria mea. Vom găti o rețetă senzațională, gustoasă, ușoară, frumoasă, colorată, numai bună de pus pe Instagram, așa cum este cerința celui mai recent episod, chef de bio. Tataki de ton, carpaccio de zucchini și tartar de roșii. Hai să începem. Avem aici tonul pe care îl vom marina. Avem nevoie de susan, nu foarte mult susan, încă nu facem chifteluțe, nu susan, o lingură de zahăr brun, boia iute, nu foarte mult, și câteva frunze de cimbrișor. Amestecăm asta bine. Am desfăcut tonul pe care trebuie să-l tăiem în bucăți cât de cât dreptunghiulare. Le așezăm pe această marinată uscată. Genul ăsta de marinate uscate o să le găsiți de regulă în bucătăria americană. Zahărul în această poveste ne va ajuta foarte mult să obținem un lichid caramelizat în momentul în care gătim tonul. Așa. Sarea o vom pune la final. Mergem mai departe cu rețeta noastră. Avem aici un dovlecel spălat, căruia îi tăiem capetele, pe care îl tăiem pe mandolină, felii foarte subțiri. Și o să-l lăsăm amarinat cu ulei de măsline, puțin oțet. Dovlecelul se poate mânca crud, nu vă speriați, este foarte gustos. Avem aici uleiul de măsline, oțetul de mere bio, să luăm și un cățel de usturoi, îl zdrobim peste dovlecei, așa, sare și piper, câteva frunzulițe de cimbru și îl lăsăm deoparte să se marineze. Mergem mai departe cu tartarul de roșii. Și avem 2 căței de usturoi, roșii cherry bio pe care le mărunțim să obținem o salsa. Deci, în propriu spus, tartar. Tartarul, de regulă, este de carne. Punem și câteva măsline verzi, bio. Punem totul peste usturoi. Puțin busuioc roșu din asta micro plantă. Uleiul de măsline, sare, piper și amestecăm. Bun, păi acum putem să ne apucăm să prăjim tonul. Tigaie întinsă, încinsă, pe care puneți puțin ulei de măsline, întindeți-l pe toată suprafața tigăii și așezați tonul. Din momentul în care ați așezat tonul, începeți să numărați în gând până la 30. În momentul în care ați ajuns la 30, deci 30 de secunde pe parte, întoarceți și lăsați tot 30 de secunde pe partea cealaltă. Întorc. Tonul este unul dintre cel mai gras pește pe care îl avem la dispoziție, iar acesta, dacă este gătit prea mult, devine fad, uscat. De aceea, tonul este unul dintre puținii pești pe care vi recomand cu încredere să-i gustați gătiți mai puțin decât gătiți în mod normal un pește. Tonul nostru este gata și noi îi dăm înainte plating. Platingul este, să spunem așa, accesul la succes pe Instagram, să zicem. Ceea ce Zelda caută azi. Tăiem cuburi, vedeți? Dacă lăsați timp egal, îți avea aceeași dungă de temperatură. Primul lucru, așezăm carpaccio-ul pe farfurie. După care, începem să așezăm cuburile de ton. Tonul și carpaccio-ul sunt deja pe farfurie. Și acum să punem tartarul de roșii pe aici, pe colo. Vom folosi frunze pentru decor, dar și pentru gust. Un fir subțire, subțire, subțire de ulei de măsline. Și ceea ce se vede astăzi prin bucătăria modernă, puțină spumă. Nu vă speriați, este o spumă pe care o puteți obține foarte ușor dacă aveți o conservă de năut sau de fasole. Atât, trebuie și un blender. Spuma! Avem aici o farfurie foarte frumoasă, dar și foarte gustoasă. Nu este o farfurie pentru o masă completă, bineînțeles. Este un aperitiv cu care puteți impresiona pe absolut oricine și din punct de vedere vizual, dar, mai important, din punct de vedere al gustului. Avem aici o explozie de arome. Vă urez spor la gătit, poftă bună și Instagram fericit, sau cum se spune.